Binecuvântat să fie Domnul! Se merită să spunem din toată inima și har Domnului că putem, avem și libertatea și încredințarea de a lăuda pe Domnul, să o face cu bucurie toată viața și să ne așteptăm apoi toată veșnicia să fim împreună cu El. Amin. Continuăm să studiem din Cartea Sfântă, astăzi lecția Întrebări despre alții. În ce condiții și cu ce scop ne putem permite să întrebăm pe Dumnezeu despre alții? Este o lecție care cere sensibilitate și vreau să citesc mai întâi din 1 Petru, capitolul 4, ca să observăm riscurile acestui domeniu, versetul 15, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele. Observați ce categorii, am spune, vinovate, păcate mari. Sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Iată că o stare prin care omul nu stă liniștit, așa cum scrie în versetele anterioare, ci privește în grădina altuia, este vinovat. Dar sub impactul acestei curiozități, noi putem să-L includem și pe Dumnezeu în sfera nepriceperii și curiozității noastre. Am auzit despre o soră care s-a rugat și Dumnezeu a dat harul într-o noapte, într-un vis, să discute cu un sol în așa fel încât ea își credea că vorbește direct cu Domnul, persoană divină, în haine albe, îi răspundea la întrebări. Avea niște probleme personale. Și Dumnezeu și-a făcut milă de ea și a stat de vorbă cu ea. Dar la un moment dat, după ce a primit răspuns la problemele ei și teama i-a mai dispărut, a pus o întrebare referitor la o altă soră din adunare. Și povestea ea că în momentul acela ființa aceea divină a privit-o cu reținere și nu i-a răspuns. Și vedenia sau visul acela a dispărut imediat. Și zicea ea, poate mai puteam sta de vorbă cu Domnul, dar nu știu ce mi-a venit să întrebe de altcineva. Dar la ce m-a ajutat asta pe mine? Există așadar riscul de a ne amesteca în problemele altuia, inclusiv în a-L solicita pe Dumnezeu să ne dea lămuriri cu privire la cineva. Evident că, spun asta pe de altă parte, la Dumnezeu se poate apela cu încredere atunci când avem de-a face cu oamenii, pentru că sunt situații în care trebuie să întrebăm pe Dumnezeu despre alții. Știți că în Vechiul Testament se putea apela, printre altele, la Dumnezeu întrebând prin Urim și Tumim, acele obiecte sacre de pe pieptul marelui preot prin care Dumnezeu răspundea. Ele aveau înțelesul de lumină și de săvârșire, adică la Dumnezeu totul se vede, Dumnezeu de răspunsuri clare cunoaște toate realitățile în profunzimea lor. A existat însă o situație, citim din cartea Ezra, capitolul 2, când după întoarcerea din robia babiloniană, unii pretindeau că sunt din neam preoțesc, dar nu existau actele doveditoare. Situație în care, citim în Ezra 2 cu 63, dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri prea sfinte, până când un preot va întreba pe Urim și Tumim. S-au temut să nu se facă vinovați. Și nu le-a rămas altă variantă decât să întrebe pe Domnul. Deci, spun de la început, să nu ne permitem să-L întrebăm pe Dumnezeu orice și despre oricine. Nu ne va răspunde. Dar tot de la început afirm că sunt situații, sunt oameni despre care suntem nevoiți, este necesar să-L întrebăm pe Dumnezeu. Pentru că unii oameni nu sunt sinceri.
Și dacă e ceva ce contează, ceea ce ne privește, în mod deosebit în ce privește lucrurile sfinte, nu avem de unde să obținem informații corecte decât de la Domnul. Oamenii sunt, așa cum spuneam într-una direcție anterioare, adesea fără inimă curată, lipsiți de transparență, de sinceritate. Mi-amintesc că stăteam odată la rând la un oficiu de carte funciară, când eram în Apuseni, și ne grăbeam. Și la un moment dat mi-am luat îndrăzneala și am rugat-o pe doamna de acolo și am zis, da, nu se poate puțin mai repede să ne serviți. S-a uitat la mine foarte serioasă și a zis, domnule, aproape toți oamenii au ceva de ascuns. Și dacă eu nu mă uit ce scrie în acte și nu operez cu chibzuință, fac gafe. Și în urmă, evident, răspunde ceea ce semnez. În aceste condiții, haideți să vedem ce întrebări responsabile putem adresa Domnului despre alții. În primul rând, se pot pune întrebări de către cei ce slujesc referitor la colaboratorii lor, în mod deosebit atunci când există incertitudini. Să luăm un exemplu din Vechiul Testament. Saul era rege, dar era deja lepădat. Dumnezeu, prin profetul Samuel, anunțase că David va fi regele. Și exista un tacit conflict. În situația aceasta, cei mai responsabili să afle de partea cui să se poziționeze erau preoții. De altfel, prin ei se putea întreba pe Domnul. Era una din variante. Și citim în cartea 1 Samuel, capitolul 22, că în situația aceasta, preotul Ahimelec, ca să-i fie clar cine spune adevărul, Saul sau David, cine este omul Dumnezeu, unul sau celălalt, a întrebat pe Domnul despre David, care apăruse de curând în scena politică și militară a Israelului. Capitolul 22, versetul 10. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el. I-a dat merinde și i-a dat sabia lui Goliat filistean. Versetul 13. Saul a zis, pentru ce v-ați unit împotriva mea tu și fiul lui Isai? Pentru ce i-a dat pâine și o sabie și a întrebat pe Dumnezeu pentru el ca să se ridice împotriva mea să-mi întindă curse cum face astăzi? Și ascultați răspunsul de apărare al preotului. Ahimelec a răspuns împăratului, care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături de credinciosul David, generele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa ta? Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Probabil de când a început să se ridice David, acel preot a întrebat pe Domnul. Să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său. Cu alte cuvinte, eu ce fac? Fac înțelegându-mă cu Dumnezeu și am încredere că este așa. Vreau să luăm un exemplu și din Noul Testament, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, când din nou slujitorii au fost nevoiți să pună întrebări Domnului datorită unei incertitudini ce se instalase în grupul ucenicilor. Știți, Domnul a afirmat că unul este vinovat, situație în care Petru, citim aici în versetul 24, i-a făcut semn lui Ioan să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis, Doamne, cine este? Iată că nu pot întreba pe Domnul decât cei ce sunt în slujba lui, cei ce sunt aproape de el. Și Domnul i-a răspuns, versetul următor, acela căruia îi voi întinge bucățica și o voi da. Și textul ne relatează în continuare că ceilalți n-au înțeles despre cine vorbea, căci Domnul nu a spus cu voce tare. Deci când este necesar, Domnul ne spune, dar ne spune în modul cel mai înțelept. Citim și în Ioan 21, unde același Petru apare punând o întrebare despre alții. De data aceasta îl întreabă el direct pe Domnul, versetul 21. Petru s-a uitat la el,
la Ioan și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? A pus această întrebare după ce Domnul i-a spus lui că el urma să fie martir. El a fost, cum știți, foarte legat de Ioan și până atunci și după aceea. Și îmi spune noi că este o întrebare foarte omenească. Eu o să fiu martir, dar colaboratorul meu, cum o să sfârșească? Iisus i-a răspuns, dacă vreau că el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție tu? Vino după mine. Iată că nu i-a răspuns. Pentru că adesea Dumnezeu păstrează tainic viitorul oamenilor. Cred că tot la acest capitol trebuie să includem și întrebările referitoare la cei ce vrem să fie puși în slujbă. Știți, am avut și noi alegerea anul trecut și ca unul care sunt implicat, i-am pus înaintea Domnului pe rând pe vreo 15. La unii Domnul ne-a spus mai repede, pentru alții am așteptat răspuns. Pentru că Dumnezeu are pentru fiecare o lucrare. Dar trebuie să aflăm, întrebând pe Domnul despre alții, cine și unde îi este locul. O asemenea situație întâlnim în 1 Samuel, capitolul 10. De la versetul 21. Atunci când poporul s-a adunat la Mițpa și urmau să aleagă împărat. Scrie aici că a ieșit la sorți Saul, fiul lui Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit. Au întrebat din nou pe Domnul, a venit oare omul acesta aici? Și Domnul a zis, iată că este ascuns între vas. Adică Dumnezeu știe ce este în inima unui om, dacă e potrivit pentru o lucrare sau nu. Și totodată a descoperit și unde era în acel moment. Știți cum i-a spus Domnul mai târziu lui Natanel, te-am văzut înainte să te cheme Filip, când se dea sus smochin, cunoscând toată inima de evreu fără vicleșug. E foarte important să întrebăm pe Domnul când avem de-a face, repet, cu un om care trebuie pus în slujbă, sau să întrebăm pe Domnul despre ce-i pus în slujbă, sau despre alți colaboratori din țară, dacă există suspiciuni. Pentru ca să nu avem de-a face cu oameni care nu sunt al lui Dumnezeu, cu intruși care strică cuvântul lui Dumnezeu, să putem să fim deschiși față de colaborator și să știm cui să închidem ușa. Mi-amintesc că eram tânăr, eram încă în Alba, și dintre cei mai tineri pe care am fi vrut să-i punem să se ocupe de tineri, m-am gândit la câțiva, printre altele îmi părea unul mai dezghețat între ei și am socotit ca om că poate fi pus în slujba aceea. Însă Domnul mi-a dat un vis într-o noapte, dimineața a venit o tâlcuire foarte clară și acum după 20 de ani lucrurile stau tot așa. Nu cel care mi se părea mie era potrivit, ci un altul. Să nu uităm că și Saul era să se înșele în casa lui Isai și a fost nevoit să întrebe pe Domnul la fiecare pas, cu privire la fiecare om. Deci iată un domeniu unde este imperativ să întrebăm pe Domnul. Pentru că n-ar fi corect să punem oameni în slujba Domnului fără să-L consultăm pe Domnul. Un alt domeniu. Părinții sunt îndreptățiți să întrebe pe Dumnezeu despre copiilor. Despre un copil care urmează să se nască, despre un copil care poate creează anumite probleme sau mai târziu, referitor la viața lui, iată câteva referințe. Genesa 25. Aici avem o familie care o vreme a așteptat să aibă copii. Isaac și Rebecca n-au avut copii 20 de ani. Atunci oamenii trăiau mai mult. Nu neapărat în bătrânițele după 20 de ani. Până la urmă, Isaac se roagă Domnului, ea rămâne însărcinată, dar scrie la versetul 22, copiii se băteau în pântecele ei. Și ea a zis, dacă e așa,
Pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a vorbit despre copiii ei. Versetul 23. Și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul în roadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Rivalitatea dintre ei a fost și în pântecele mamei. Și a rămas în viața lor și pentru toate generațiile ce au urmat. Da? Deci este îndreptățit un părinte să întrebe pe Domnul despre copiii lui. Într-un alt caz, Judecător, capitolul 13, avem sub inițiativă divină o informare referitor la un copil ce urma să se nască. Un om al Dumnezeu i-a vorbit întâi femeii, iar apoi bărbatul, fiind și el părinte, scrie aici de la versetul 11 că a cerut să mai vină omul acela. A venit, s-a arătat iarăși femeii, i-a alergat repede să dea veste bărbatului ei și i-a zis, iată că omul care venise în cealaltă zi la mine, mi s-a arătat iarăși. Manoac s-a sculat, a mers după nevastă sa, s-a dus la omul acela și i-a zis, tu ai vorbit femeia acesteia? I-a răspuns eu. Manoac a zis, aici este o întrebare pentru copii. Acum, dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? O întrebare pe care e bine să ne punem, Doamne, ce ai în plan cu copilul acesta? De exemplu, dacă un părinte vrea neapărat din copilul lui să facă medic, dar dacă nu este potrivit pentru profesia aceasta. Sau poate cineva să o luăm în partea cealaltă, vrea neapărat să facă din el misionar. Dar dacă nu îl cheamă Domnul la această lucrare. Știți, Dumnezeu spune spre Ieremia, te-am pus deoparte încă înainte de a te naște. Și noi ca părinți, ca unii care canalizăm, cel puțin în parte, viața copiilor noștri, este bine să fim în temă cu planul care l-are Dumnezeu pentru ei. Dacă e vorba de copii de excepție, cu chemări speciale, întrebările sunt cu atât mai indicate pentru a nu greși. Ba chiar se ridică din oficiu când vedem un copil mai aparte. Așa cum s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul, despre care citim în Luca 1, știți, el nici n-a crescut între oameni, s-a format în locuri pustii, cum de altfel acolo i-a fi slujba mai târziu, oamenii au ieșit la el. Luca 1:66, toți cei ce le auzeau, e vorba de evenimentele de la nașterea lui, știți, prezența îngerului, muțenia tatălui său, apoi dezlegarea spontană a graiului, toți ce le auzeau le păstrau inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Să ne dea Domnul lumină cu privire la copiii noștri. Un alt set de întrebări pentru Domnul, referitor la alții, au de-a face cu problemele vieții. În Vechiul Testament erau frecvent războaie și oamenii erau nevoiți să întrebe cu privire la strategia ce trebuia urmată. Trebuiau să întrebe referitor la ocrotire, la biruința din partea Domnului. Iată pe David, despre care vă citesc în 1 Samuel 23. De la versetul 4, de la 2 la 4 mai bine. David a întrebat pe Domnul și a zis, să mă duc și să bat pe filistenii aceștia? Și Domnul a răspuns, du-te, bate pe filisteni și zbăvește căile. Dar omul lui David a zis, iată că noi ne temem chiar aici în Iuda. Ce va fi când vom ajunge la căile împotriva oștirii filistenilor? David a întrebat iarăși pe Domnul și Domnul i-a răspuns, scoală-te și pogoară-te la căile, că își dau pe filisteni în mâinile tale. Dumnezeu este Cel ce conduce toate aceste evenimente. Sorții de izbândă în război. Și trebuie să întrebăm pe Domnul. Îmi vine în minte cazul unui frate care, sub îngăduința divină, a avut un accident. A ajuns în tribunal, e vorba de accident de mașină, și Domnul i-a vorbit
să nu apeleze la oameni în sensul să dea bani să scape, că Dumnezeu îl va scăpa. Cu oamenii, pare mi se, n-a putut să se împace cu cei în cauză, Dumnezeu i-a vorbit să nu apeleze la autorități în forma aceasta, el n-a ascultat, în urmă a fost primit o condamnare, pare mi se, cu suspendare, dar a venit o grațiere, tocmai în zilele acelea, și l-a scăpat. Putea să scape, poate fără banii dați. Pentru că în situații critice trebuie să întrebăm pe Domnul să știm cum vor acționa sau reacționa alții, ca la rândul nostru să știm noi cum să ne relaționăm, să ne raportăm la ei. Iată ce zice David în privința aceasta și în Psalmul 35. Știți că el a avut multe probleme în viață. Citim de la versetul 17. Doamne, până când te vei uita la ei? Scapă în sufletul din cursele lor, scapă în viață din ghearele acestor pui de lei și eu te voi lauda în adunarea cea mare și te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr. Era motivat să întrebe, Doamne, uite-te, Saul mă urmărește, ceilalți îmi întind curs. Va mai continua starea aceasta, urmărirea. Și Dumnezeu îl înștiința. Citim și din Psalmul 94, versetul 3. Până când vor birici ei răi, Doamne? E o întrebare. Și se repetă. Până când vor birici ei răi? Doamne, cât îi mai îngădui? Pentru că Dumnezeu are limite. Și este bine ca noi să fim în temă și să nu ne pierdem cumpătul. Tot aici scrie versetul 16, cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine va sprijini împotriva celor ce fac răul? Cine altul decât Domnul? Dar în situația aceasta trebuie să ne întrebăm, Doamne, mai trebuie să sufără, îi mai îngădui pe ei? Ce vei face? Mi-am zis despre un frate proroc care în vremea comunistă era căutat pentru a întreba frații pe Domnul prin el. Dar cum știți, credincioșii erau urmăriți și nu toți erau sinceri. S-a dus o dată la el un securist, un agent. Și a încercat să-l descoasă, să afle de la el informații despre frățietate. Poate și curios să vadă cum va acționa un proroc. Știți că și Irod voia să-l vadă pe Domnul făcând o minune. Și fratele obișnuia cu fiecare om ce venea la el să se pună pe genunchi să se roage. Și de când s-a ridicat de pe genunchi, întreabă, v-a arătat Domnul ceva? A spus, da, mi-a arătat că aveați epoleți pe umere. A rămas șocat omul. Pentru că atunci când avem de-a face cu oameni răi, cu lingușitori, zilele astea era aici un mesaj pentru un frate, în care era arătat că el mergea pe drum cu mașină și un om pe margine făcea semn să fie luat în mașină. Și vrea să se prezinte ca un prieten acelui care l-a luat în mașină, numai că inima lui nu era curată. Și ar fi făcut de servicii. Iată că într-o lume împânzită de oameni de toate culorile, avem nevoie să-L întrebăm pe Domnul și să știm cine are banderola albă, dar și suflet alb. Doamne, ocrotește-ne! Cum L-ai ocrotit pe David, ocrotește-ne, Doamne, și pe noi! Și ultima categorie de întrebări despre alții, asta este diferită de tot ce am spus până aici, întrebări cu scop didactic pentru sau despre situațiile menționate în Scripturi. Nu-i păcat să întrebe altul ce crezi, cum s-a petrecut căderea lui Saul, păcătuirea lui David, lepădarea lui Petru. Dacă întrebi așa despre toți frații, te poți face vinovat. Dar cele scrise în Biblie ne sunt lăsate cu scop didactic. Despre astea putem să întrebăm, să studiem. Este, ca să dau un exemplu, ca și pentru niște studenți de la medicină. Ei au
anumite trupuri care au fost păstrate după deces, pe care ei pot să facă experiențe, dar asta nu înseamnă că ei se pot duce să dezgroape toți morții să cerceteze organele, nu? Pentru că una este ce a fost lăsat cu scop didactic, pedagogic, și altceva este ca noi să ne interesăm de toți și să spunem, eu vreau doar așa pentru experiență, pentru cultura mea generală, să mă specializez pe oameni, mă opresc la toate colțurile și întreb de fiecare. Nu! Sunt lăsate situații în Scriptură, asupra cărora putem să medităm fără să ne facem vinovați. Drept dovadă, pentru asta citim 1 Corinteni, capitolul 10, unde Apostolul Pavel chiar recomandă aceasta. Scrie aici de la versetul 10, fraților, nu vreau să nu știți. Ce? Istoria evreilor. Scrie de la versetul 6, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. În versetul 11, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Cu scop educativ, cum scrie versetul următor, astfel dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, să folosim exemplele lor pentru a ne edifica spiritual. Despre evrei puteți să puneți întrebări, pentru că istoria lor ne-a fost lăsată drept model, așa cum în Evrei capitolul 4 întâlnim o avalanșă de întrebări la finalul capitolului 3. Evrei 3, citim de la versetul 16. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au zis? Întrebare, alta. N-au fost oare toți aceia care ieșise din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuise și a căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Observați întrebările și răspunsul formulat tot sub formă de întrebare. Vreau acum să observăm ce răspunsuri dă Dumnezeu sau cum putem să caracterizăm răspunsurile care ne le dă Dumnezeu atunci când întrebăm despre alții. Pentru că nu este greșit ca un tânăr, de exemplu, să întrebe pe Domnul despre o fată pe care sincer vrea să o ia în căsătorie, dar n-ar fi deloc îndreptățit un tânăr să facă el almanach după ce ne va întreba pe Domnul despre toate fetele. Nu-i chema nimeni să facă album, numai dacă te privește cu adevărat. În primul rând, ca să motivăm întrebările despre alții, vreau să spun că Domnul poate păstra tăcerea dacă nu-L întrebăm. Cum s-a întâmplat în cauza gabaoniților. Iosua și căpetenile n-au întrebat pe Domnul și Domnul n-a răspuns. Apoi le-a părut rău că n-au întrebat. Poate așa a îngăduit Domnul. Cred că mai târziu, regele Evlavios Iosia, atunci când s-a dus în luptă împotriva lui faraon Neco și a murit tânăr, n-a întrebat pe Domnul. I-a vorbit Domnul prin faraon, dar probabil n-a luat în considerare această informare. Avea acolo pe prorocul Ieremia. Nu cred că dacă l-ar fi întrebat, prorocul nu s-ar fi rugat pentru el, sau dacă ar fi spus Domnul ceva, nu i-ar fi transmis. Așadar, noi ne putem lua libertatea să nu întrebăm pe Domnul. Am zis de tineri de la căsătorie, am întâlnit care a spus și noi, eu n-am întrebat pe Dumnezeu. Cineva a plecat definitiv în America și a spus, eu vreau să mă duc și eu nu întreb pe Domnul, pentru că nu vreau să-L ispitesc sau să-mi spună, nu, că eu vreau să mă duc. Da. Cunosc un caz în care cineva a avut un vis despre o familie care vroia să plece în state, care s-a adeverit întru totul și în urmă am stat de vorbă cu cei în cauză, au zis, ei, bine ar fi fost dacă procedam noi așa, pentru că altfel ar fi fost. Repet, dacă nu întrebăm, Domnul poate păstra tăcerea. Dar
Asta înseamnă să ne bizuim doar noi pe capacitățile noastre de informare, pe capacitățile noastre de acționare și de control a viitorului, ceea ce se va infirma în momente critice. În al doilea rând, vreau să observăm că Domnul nu răspunde atunci când nu există un temei pentru întrebările noastre. Dacă întrebăm doar așa din curiozitate sau din pierdere de vreme, Dumnezeu nu are timp de pierdut și nici nu dă informații atunci când nu este indicat, când nu ne interesează ceva legat de o terță persoană sau de o lucrare. În Deuteronom 29:29 s-a scris, lucrurile descoperite sunt ale noastre ca să le păzim, adică înseamnă că avem un scop. Cele ascunse sunt ale Domnului și rămân al Lui. Oamenii, în schimb, sunt foarte ispitiți de curiozitate. De altfel, așa a început păcătuirea în grădina Edenului. Prin curiozități, că doar Adam și Eva n-au mâncat de foame. Nici nu aveau nevoie să analizeze la laborator fructele din pomul oprit. A fost o ispită a curiozității. Să veghem în această privință, că aici putem să facem greșeli mari. Nu neapărat că întrebăm pe Domnul, că, așa cum am spus, Domnul nu ne spune. Dar poate întrebăm pe alții, pe unul și pe altul. Și apoi folosim acea slăbiciune în lanț. Vrei să nu mai spui la nimeni. Da. După ce ți-a spus unul numai ție, tu spui încă numai la unul și se tot duce vestea, numai că se lățește. Fiecare mai scade sau mai adaugă ceva. Da. Chiar cu evenimentele ce au avut la noi în biserică zilele trecute, am fost surprins să aflu într-o parte în alta. Spuneau copiii cine, ce a zis, ce a făcut. Mi-a spus și mie cineva ceva și am spus să nu dai asta spre spațiu public, că oamenii o să interpreteze cum vor și fiecare o prelucrează în propriul său laborator. Și apoi ce iese, adună îngerii informații ca să ne judece și să ne pedepsească. Dacă putem să nu ne implicăm într-o problemă, dacă nu ne privește, Scriptura spune, cine se amestecă într-o ceartă care nu primește, seamănă cu un trecător care apucă un câine de urechi. La ce ajută asta? Iată ce spune Apostolul Pavel în Timotei, capitolul 5, o avertizare de care este bine să ținem cont. Aici scrie despre unele femei care se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Acum nu trebuie să meargă pe jos, nu numai că ar fi mașini. Cu telefonul, prin internet, se pot duce din, nu numai din casă în casă, în mai multe case deodată. Și nu numai că sunt leneșite, dar sunt și limbute și, atenție, iscoditoare. Pun întrebări, cer informații. Și ce urmează după iscodirea asta? Vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vorbesc ce nu trebuie vorbit. Dacă n-ar fi aflat, ar fi fost foarte bine. De aceea vă recomand tuturor, luați modelul lui Dumnezeu, nu satisfaceți setea curioșilor neînțelepți. Poate vor spune unii, cum, dar mie nu-mi spui? Puteți să răspundeți, eu nici nevestei mele sau nici soțului meu nu-i transmit o poveste care din greșeală a ajuns la urechile mele, dacă nu-l ajut. Nu ne ocupăm părtășia de familie povestind, cum era în ziarul Scânteia, faptul divers. Sau câte și câte se dau la știri. La ce ne ajută, frate? Iată ce scrie înțeleptul, vă citesc câteva versete din Proverbe. Capitolul 11, versetul 13. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse. Sunt lucruri care trebuie să rămână ascunse. Dumnezeu le știe păstra, nu e mai greu. Dar sufletul credincios ține și i s-a încredințat. Proverbe 20:19. Cine umblă cu bârfele, dă pe față lucruri ascunse. Și cu cel ce nu-și poate ține gura,
să nu te amesteci. Când auzi pe unul în urechile tale spunând, vreau să spun ceva și n-am mai spus la nimeni, e unul din cei ce nu-și poate ține gura. Da. Și scrie, întorc pagina, capitolul 25, de la versetul 7, hai, 8. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva, la urmă, să nu știi ce faci. Când te va lua la ocări aproapele tău, apără spricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, nici dacă ți-a descoperit Domnul. Nu da pe față taina altuia. Și se scrie în continuare, ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine, să-ți iasă un nume rău care să nu se mai șteargă, cum se spune pe unii, ferește de el că e gură spartă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Adică e de apreciat. E o valoare, un om care știe ce să întrebe și ce să răspundă. Să luăm așadar modelul lui Dumnezeu, nu răspunde atâtor întrebări pe care le-am avea noi. O, cum l-am asaltat cu întrebări, așa-i? Dar el răspunde ceea ce trebuie să răspundă. Și în al treilea și ultimul rând vreau să observăm că Domnul răspunde exact ceea ce ne interesează și cu informațiile care avem nevoie. Nimic în plus, nimic în minus. Așa este scris în cartea Eclesiastului, capitolul 3, la modul general despre ceea ce face Dumnezeu, despre ceea ce zice, că la Dumnezeu zice și a face tot una. Orice lucru îl face frumos la vremea lui. Cum ar fi să-i spună la un băiețel pe clasa întâi care o să fie nevasta lui? O să scrie pe tablă. Ajută asta? Nu, asta îi va spune Dumnezeu eventual la vremea potrivită. El a pus în inima oamenilor chiar și gândul veșniciei. A noi am pune întrebări, ce a fost înainte de Genesa, ce urmează după Apocalipsa 22. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne știe capacitățile și se uită la noi, ca și noi la copiii noștri, să cotim ceea ce este necesar să informăm. Spune versetul 14, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu de nu ești în veci și că la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa ca lumea să se teamă de El. Ce perfect lucrează El, slăvit să fie în veci. În mod deosebit Dumnezeu răspunde prin proroci, prin Duhul Sfânt, îmi spune. El poate să dea informații, să răspundă chiar și atunci când nu este întrebat dinainte. Sunt situații în care prorocii surprind pe cineva cu o informare de la Dumnezeu. În cartea 1 Samuel, capitolul 3, într-un prim mesaj pe care micuțul Samuel l-a primit de la Domnul, a fost o informare despre alții. Știți, a fost situații în care Domnul le-a vorbit prorocilor despre ființa lor, despre viața lor. Dar scrie aici de la versetul 11, atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. Grea prorocie pentru un copil. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui, voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici să fie lepădați, fără că el să fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jerfe, nici prin darul de mâncare. Samuel a rămas culcat până dimineața. Apoi a deschis ușile casei Domnului, Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceasta. Personal cred că a fost un răspuns la întrebările lui Samuel. Oricum, începuse să crească și cred că își punea întrebări, Doamne, ăștia sunt preoții Tăi. Legea spune altceva, ei sunt oameni imorali. E normal că eu să slujesc aici? Niște întrebări legitime pentru statutul său de permanență la cortul Domnului. Și Domnul a răspuns prin acest mesaj profetic, care cred că mai întâi a avut rolul să îl lămurească pe Samuel cu privire la cei apropiați. Să știe ce se va alege de oamenii aceia care păcătuiau într-un mod atât de grav.
Trec la un alt episod, Cartea a doua a Împăraților, capitolul 4. Aici avem pe profetul Samuel, Elisei, care primea de la Domnul multe informații despre alții. Dar Dumnezeu putea să păstreze tăcerea, știți? Evenimentul, boala prin care copilașul familiei din Sunem a murit, mămica lui s-a dus la profet și scrie aici în versetul 27 cum a ajuns la omul Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Chihaz s-a apropiat să o dea înapoi. Ar fi fost un gest nefiresc. Dar omul Dumnezeu a zis, lasă-o, comportamentul ei este dat de o stare grea. Este tare amărâtă. Și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Era pentru Samuel, poate, pentru Elisei, iertați-mă, o excepție. Pentru că în situații grele Domnul îi descoperea. Dar aici avem dovada că Dumnezeu nu face informări nelimitate nici măcar la prorocii săi, decât atunci când este necesar. Atunci când trebuie să intre într-o acțiune, să rostească un cuvânt, Dumnezeu nici nu ne obosește și nici nu pierde vremea. Despre același Elisei citim în capitolul 8 al aceleiași cărți, de la versetul 7, că atunci când s-a întors la Damasc, împăratul a fost înștiințat și scrie în versetul 8 că a trimis pe Hazael, du-te înaintea omului Dumnezeu, întreabă prin el pe Domnul și zi, mă voi tămădui de boala aceasta. Hazael s-a dus, Domnul i-a făcut de cunoscut lui Elisei, deși răspunsul este tare interesant. Și apoi, ce vreau să observați de la versetul 11, omul Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme, apoi a plâns. Hazael a zis, pentru ce plânge Domnul meu? Și Elisei a zis, pentru că știu răul pe care îl vei face copilul lui Israel, vei pune foc cetăților întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerilor, vei zdrobi pe pruncilor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate. Hazael a zis, dar ce este robul tău, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari? Și Elisei a zis, Domnul mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei, ceea ce s-a și întâmplat imediat după aceea. Deci iată că profeții rămâneau și ei surprinși atunci când Dumnezeu le descoperea anumite lucruri din viitor, despre alții. Mulțumim Domnului că și în adunarea noastră Domnul ne descoperă. N-aș putea să spun că n-ar putea mai mult, pentru că dimpotrivă cred și Domnul ne-a promis și noi trebuie să ne rugăm ca să fie daruri de descoperire. Scriptura spune să ne rugăm aceste daruri să fie din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Aceste daruri de profeție au scop edificator. Am întâlnit cu ani în urmă un ghicitor care se pretindea proroc. Și când am mers în zona câmpia Turzii, am auzit că și pe acolo a făcut ceva ravagii, avea obiceiul lui pătimaș de a proroci la oameni, îi încânta, pentru că le descoperea anumite lucruri ascunse. Cerea, motivând că trebuie să ducă la săraș, la văduve, știu eu, și apoi îi lăsa pe frați cu pagube. S-a întâmplat că a procedat și acolo așa, printre altele a păgubit pe o soră ce avea copiii necredincioși, aceștia au sesizat conducerea bisericii, erau gata să sesizeze și organele de cercetare și fratele slujitor de acolo s-a dus pe urme. Și a constatat realitatea aceea ocultă, pentru că diavolul, cum spuneam la lecția anterioară, mai știe și el câte ceva, mai ghicește. Dar altceva vreau să observăm acum. După acele descoperiri despre alții,
În plen s-a descoperit cine, ce a făcut. Fratele slujitor a constatat că biserica n-a rămas zidită. Și a rămas în urmă așa o informare ca după un buletin de știri. A zis, ce a făcut cutare, cutare. Și fratele a zis, bă, dar voi ați rămas învrăjbiți. Voi nu v-a descoperit neapărat păcatul ca să vă pocăiți. Nu a descoperit așa chestiuni banale, ce a făcut unul, ce s-a întâmplat cu altul. Pentru că este diferență. Dumnezeu când ne vorbește, are în vedere pocăința, o informare de care avem nevoie, diavolul dacă ne ghicește, e doar așa, ca să ne uimească. Cum scrie în Fapte 8 despre Simon, că îi punea în uimire pe locuitorii Samariei. Făcea show. Nu așa ceva face Dumnezeu când ne descoperă ceva despre alții. Înseamnă că există o nevoie, are un scop cu aceasta. Așadar, să nu uităm, Dumnezeu poate tăcea dacă nu-L întrebăm. Dumnezeu nu răspunde atunci când nu întrebăm bine, iar când răspunde, să știm că răspunde cu ceea ce trebuie să răspundă. Încheiem cu două concluzii, două afirmații. Toate lucrurile vor fi descoperite la vremea lor, de aceea să nu fim curioși fără rost. Spunea Domnul Hristos, Matei 10, versetul 26, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Da, are Dumnezeu în vedere derularea lucrurilor. Însă El nu face înainte de vreme, toate vor fi descoperite la vremea lor. Așa cum explică Pavel în acel bogat verset din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Acesta trebuie să fie un principiu pentru viața de credință. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, pentru că sunt lucruri nedescoperite. Până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor, atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. A fost o situație la o biserică din Transilvania unde se bănuia despre un slujitor că ar fi vinovat de ceva grav. Și au fost sesizări, acuzații. Frații din conducere s-au reunit, au dezbătut situația, ce să facem? El nega, nu era ceva și ar fi probat suficient vinovăția. Și s-au dus doi dintre ei, undeva la rugăciune în altă parte a țării. Și Domnul Oculele a vorbit ceva de genul, cine v-a pus pe voi judecători înainte de vreme? Când va veni vremea, voi descoperi, voi lucra și voi judeca. Și așa s-a întâmplat. Da? Și pe mine m-a frământat cazul acela o vreme și de-a lungul anilor am ajuns să înțeleg nu doar că Dumnezeu n-a îngăduit o vreme să se descoperă, dar să înțeleg și de ce n-a îngăduit. Ar fi fost prea mare zdrobirea pentru acel popor. Dumnezeu a făcut lucrurile în așa fel încât înainte de a descoperi vinovăția acelui om, el să fie scos așa într-o parte și influența lui să fie una tangențială doar. Lucrarea să ajungă pe alte mâini, să poată fi credincioșii păziți. Știe Dumnezeu de ce face sau nu face un lucru. Nu putea Domnul Hristos să-L descoperă pe Iuda mai repede? Să-L spună măcar într-o zi la cei trei când a mers cu ei pe munte. Hai să vă spun ceva, nu spuneți la ceilalți opt. Unul dintre voi nu șmecheraș, măcar voi trei nu vă mai dați bani. Fiți atenți. Interesant că a tăcut. Până când a socotit oportun, căci starea lui trebuie scoasă în evidență. Deci Dumnezeu descoperă la vreme. Dar până atunci și după aceea, în sarcina noastră cade importanța tratării înțelepte a informațiilor despre alții. Știți, în societate sunt informații clasificate. Oamenii știu să nu umble la anumite dosare. Vom ști și noi? Vom ști să păstrăm un secret?
Aici vi-l dau ca exemplu pe Elisei, omul căruia Dumnezeu îi descoperea multe. Și poate ne-ar descoperi Domnul și nouă multe, dar vom ști să operăm cu aceste date. În Cartea a doua împăraților, capitolul 2, îl întâlnim pe Ilie și Elisei mergând împreună, propuneri repetate ale părintelui Ilie către Elisei, rămâi aici. Și Elisei nu vrea să se lase de el. Interesant că Ilie nu-i spune. Interesant că Elisei la rândul lui nu-i spune. Eu știu ce se întâmplă azi cu tine. Cum a putut păstra tăcerea? În schimb, ceilalți, mai copilăroși, scriem și trei fii prorocilor care au la Betel au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și a răspuns, știu și eu, tăceți. Asta este marea senzație, știi? Am aflat. Da, dar se pune problema dacă după ce ai aflat poți să taci. Se duce în altă parte și alții spun la fel, știi? Știu. Dar uite că eu pot să tac. Și voi? Dar nu puteți. Culmea este că deși ei știau că Domnul răpește pe Ilie, după ce l-a răpit, roagă pe Elisei să-l lasă să meargă să-l caute. Și putut Elisei să le spună, măi, dar voi ați spus că știți. Iată cât de bine știți. Pentru că oamenii sunt în stare să spună și lucruri care le știu, dar pe care nu sunt siguri. Și transmit informații peste care n-au control. Da. Și în urmă le zice Elisei, citind versetul 18, când s-au întors, le-a zis, nu v-am spus să nu vă duceți. Da. E bine să știi, dar e un bine întreg dacă știi cum să operezi cu ceea ce știi. O altă dovadă tot despre Elisei o avem în aceeași carte, capitolul 6. Divulgarea secretelor militare ale sirienilor. Ceea ce l-a pus pe gânduri pe împăratul Siriei, care a zis, versetul 11, nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel. Unul din slujitorii săi a răspuns, nimeni împărat. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului Israel cuvintele pe care rostești în odaia ta de culcare. Vă dați seama, dacă am fi noi în postura lui Elisei să auzim ce spun alții la ei în cameră. Ce treabă am avea noi, nu? Și ce preocupări ne-ar ispiti poate. Dar Dumnezeu e destul de cuminte și nu ne spune ce se înțeleg alții. Mai uite cât e unul telefonul deschis, dar asta e altceva. Elisei n-a folosit aceste informații într-un mod dăunător, răutăcios, doar ca să se ferească. Așa ceva a fost cu David, doar se ferea de Saul. În fine, până la urmă, sirienii, neînțelegând fenomenul, s-au dus să-l prindă. Nici ei n-au gândit, adică dacă el are așa capacitate să afle ce vorbește împăratul, nu s-au gândit că la el se pot ascunde și alte puteri paranormale sau cum le-ar fi interpretat ei. Sunt loviți cu orbire, sunt duși la împăratul lui Israel, în Samaria, și scrie în versetul 21 că împăratul i-a zis, să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte! Să nu-i măcelărește, răspuns Elisei, obișnuiești oare? Și l-a convins pe împărat să se comporte altfel. Deci iată căruia Dumnezeu îi descoperă informații despre alții. La unul care știe cum să păstreze informațiile și cum să trateze oamenii aceia despre care are informații. E foarte important să-ți descopere Dumnezeu ceva. Da, asta cu scopul de a-i ajuta pe alții. Nu doar așa, să știi și să mai spui la câțiva. Și după ce știți toți, ce vă rămâne? Dumnezeu descoperă ca să putem ajuta o situație. El toate le face cu un scop bun. Cred că și din acest punct de vedere putem să spunem slăvit să fie Domnul. Pentru felul în care lucrează, pentru felul în care ne învață și pe noi și să ne ajute Domnul să putem învăța aceste lecții. În ceea ce am greșit, să ne corectăm. Să ne asemănăm cu Domnul, pentru că asta este scris, că noi trebuie să creștem la statura plinătății lui Hristos, ceea ce înseamnă a ne asemăna cu El în caracterul nostru, în principiile de viață. Doamne ajută-ne!